Vă salutăm, dragi telespectatori, telespectatorii noștri fideli de fiecare seară, care se instalează în fața aparatelor în speranța că se va termina altfel seara pentru ei. Vrem să-i anunțăm totuși, începem cu o veste mare, chiar dacă suntem încolțiți din toate părțile și acest război, acest dublu război, practic ne dă târcoale mai mult ca oricând. E bine, războaiele sunt pe mâini bune, întrucât Marcel Ciolacu a ajuns în Israel. Și nu numai că a ajuns acolo, dar s-a și apucat de treabă, dând practic ordine scurte și imposibil de refuzat. Printre altele, să se facă, să se mulțească, de exemplu, coridoarele umanitare dinspre Egipt, spre fâșia Gaza, ceea ce e o prostie din capul locului. Pe israelieni nu interesează aceste coridoare umanitare, nu interesează situația din Gaza. Populația israeliană pune presiune pe Benjamin Netanyahu, care sigur este la sfârșit de carieră politică, dar este deocamdată pe poziție, să intensifice acțiunile împotriva Hamas și împotriva poporului palestinian. Există pe lumea asta, trebuie să știți, dragi prieteni, și momente în care trebuie să generalizezi, pentru că nu poți să faci abstracție, da? Nu interesează pe nimeni în Israel care este soarta palestinienilor rămași fără căldură, că a început să fie vreme rea și acolo, probabil ați auzit, ploaie, furtună de nisip și așa mai departe. Este o vreme muhorâtă de toamnă în fâșia Gaza. Deci pe nimeni nu interesează, dar absolut pe nimeni, dacă ea mai au medicamente sau apă sau hrană la dispoziție. Deci asta cu coridorul umanitar este tichie de mărgăritar. Problema războiului este în altă parte. Sigur că domnul Ciolacu a înțeles acest lucru și le-a ordonat israelienilor să evacueze cât mai repede populația românească de acolo. În special pe la Rafah, acolo în sud, la granița cu Egiptul, dacă se poate, deși noi știm că situația este blocată de faptul că românce căsătorite cu palestinieni sau cu cetățenii arabi au avut ghinionul pur și simplu să, ghinionul destinului, să locuiască în această fâșie de unde nu prea pot să plece fără încuvințarea partenerilor de viață. Deci nu este o problemă a statului român. Statul român trebuia să aducă din Israel cetățeni și a adus contra 350 de euro. Pentru că vă reamintesc, citez, Tarom nu este Crucea Roșie. Am încheiat citatul și nici statul român nu este de fapt o Crucea Roșie, este un stat business. Așa că prezența lui Ciolacu în Israel finalmente s-a limitat doar la un gest din ăsta superflu al unui politician care se crede important. Vezi cazul lui Emmanuel Macron, care deși nu face nimic și nu ajută cu nimic la evoluția situației, aiurea în tramvai este interesat de orice problemă de oriunde. El coordonează pe la Bruxelles ce se întâmplă în urma minusculului atentat produs aseară, că Uniunea Europeană a suferit astfel de atentate cu carul în ultimii ani și a trecut peste ele doar cu comemorări și cu ursuleți de pluș. Nu cred că acum un atentat care a omorât doi suedezi ieri la Bruxelles să dea peste cap bunul mers al atitudinii Uniunii. Da? Evacuarea pentru a doua oară în ultimele 5 zile a castelului de la Versailles, a palatului Versailles, în urma unor false anunțuri cu bombă, nu face altceva decât jocul teroriștilor. Nici Emmanuel Macron și nici alți lideri europeni nu înțeleg acest lucru, că aceste acțiuni nu trebuie mediatizate. Da? Dacă chiar legea obscură și penibilă îți impune să evacuezi atunci când tu știi că e un anunț fals cu bombă, nimeni nu poate să pună o bombă în Palatul Versailles, tu trebuie să evacuezi pentru că așa îți spune legea, dar tu știi că nu s-a întâmplat nimic. În cazul ăsta, eu l-aș transmite că ar fi mai inteligenți un pic dacă n-ar face publice toate prostiile astea. Pentru că ele nu stârnesc decât o panică inutilă și nejustificată în rândul populației. Da? Și asta face jocul organizației islamice, a teroriștilor care se ocupă cu așa ceva. Uniunea Europeană nu înțelege
că în aceste momente nu asta trebuie făcut. Noi nu trebuie să ne voicărim. Sigur că suntem vulnerabili, așa cum au ajuns la o concluzie cam toți liderii europeni, mai puțin Victor Orban, care se află la Beijing și la ora asta mănâncă furnici de alea cocoțate prin cei mai interesanți copaci, da? Și tot felul de alte minunății gătite în onoarea sa și a lui Vladimir Putin de către prietenii lor chinezi. Niciodată n-a fost parcă mai atractivă lumea decât acum pe final. Ce păcat că se termină toate astea mult mai repede decât ne-am fi imaginat. Poate că unii și-au planificat deja cu portbagajele viitorul generațiilor. S-au înșelat. Nu vor mai fi generații. Poate că alții s-au gândit ce o să facă peste 100 de ani, ca Ion Iliescu. Greșit și aici. Nu va mai prinde nimeni următoarea 100 de ani. Da? Noi să fim cu bagajele făcute, da? Să fim cu, era să spun, cu rugăciunea. Cu ultimele, da? Rugăciunea nu ne-a folosit la nimic. Iată că ne-am rugat degeaba la niște dumnezei fictivi. Sfârșitul este aproape, fraților, din toate punctele de vedere. Da, suntem practic pe ultima linie dreaptă, dar măcar să plecăm împăcați, măcar să avem bilanțul făcut, că asta e foarte important. Să știi pe unde te-au călăzuit sau te-au răzuit pașii, da? Să știi pe unde ai greșit, pe unde ai făcut bine, pe unde n-ai ajuns niciodată. E bine să ai așa un mini bilanț, bilanțul fiecăruia. Ăsta este tot ce ne-a mai rămas în aceste momente. Altfel, recunoaștem, spectaculoase, da, cu posibilitatea ca situația să o ia razna de tot în orice moment. Dar, cu atât, ca să ne întoarcem la primul nostru subiect, cum să nu te simți împăcat, cum să nu te simți ușurat când vezi că premierul tău, omul tău numărul unu, practic, ca rezonanță și ca impact politic, se află exact la locul faptelor. Deci asta îi trebuia planetei în aceste momente, prezența lui Marcel Ciolacu la Tel Aviv. Este o prezență într-adevăr remarcabilă și despre care istoria va vorbi cât îi mai rămâne timp, da? În următoarele săptămâni, în următoarele câteva luni, probabil că îl va reține istoria. Pe final, iată, dacă undeva se va consemna pe vreo altă planetă destinul acestui mărunt pământ, și Marcel Ciolacu a făcut parte din trebile cele mai importante pe final. Fac apel pentru facilitarea coridoarelor umanitare din Gaza. Și a ținut un discurs de la sfărăitor, fără incitare la ură, fără atac asupra populației civile. Lucrurile astea fiind contrazise chiar de propriul său discurs. El spunând că n-avea încotro, bineînțeles, ca toți faliții care conduc lumea, și Marcel Ciolacu a intrat în această capcană, deschizându-și discursul cu un fel de Israelul are dreptul să se apere. Păi, de unde și până unde prostia asta? Am auzit-o la toți conducătorii lumii, începând cu Joe Biden, care a dat tonul. Ce trebuie să-i spui tu Israelului, care de 50 de ani asta face acolo, că are dreptul să se apere? După care tot tu vii și spui câteva fraze mai încolo că totuși populația civilă, pe cine interesează, mă, populația civilă în război? De explicați și mie, în Ucraina a interesat pe cineva soarta populației civile? Vladimir Putin, pe care îl slăvește Victor Orban la Beijing acum și alți derbedei în această lume, s-a îngrijorat vreodată de populația civilă din Ucraina? Niciodată. Veți impresia că într-un război, am dat ieri exemplu cu spațiul Schengen, cu vizele pentru Statele Unite, se generalizează întotdeauna pe planetă. Doar în textele astea făcute așa șablon, acolo trebuie să părem imparțiali. Altfel, lumea nu dă doi bani pe nimeni. Sigur că tu te duci și bombardezi fâșia Gaza, nu stai să te uiți dacă amărâții ăia mai sunt în viață sau nu. Că nu ăsta este scopul tău. Nici ei, când au intrat peste tine, nu au zis, aoleu, ăia sunt copii, ăia sunt femei sărmane, ăia sunt bătrâni, hai de pe ăștia totuși. Pe noi ne interesează depozitele de arme ale Israelului. Cine face așa ceva, bă? Statele Unite.
care ne dă nouă lecții de etică și de morală, când se ducea, nu țineți minte, prin Irak, prin Afganistan, prin Pakistan, prin Serbia, prin Bulgaria, când a distrus tot felul de evenimente și băi, își cereau scuze. Ei vreau să bombardeze la Belgrad și bomba ajungea la Sofia, nu țineți minte. E, câte n-au făcut în Afganistan și în Irak? Praf și pulbere au făcut peste tot pe acolo, fără niciun fel de problemă. Deci cum să te duci în Israel și să spui asemenea stupidități? Eu înțeleg că tu trebuie să dai un discurs de ăsta pacifist care să nu reprezinte nimic, pe care să nu-l rețină nimeni. Dar dacă tot te-ai dus într-un moment de ăsta crucial, nu poți să spui și tu două lucruri corecte acolo? Intrați, dumne, peste ei, terminați-i odată. Am zis că se lansase ieri discuția la marii noștri analiști, habarniști, căci că, dom'le, dar oare nu cumva dacă Israelul intră tare peste fâșia Gaza, nu o să creeze alți teroriști? Păi da, dar are încotro, vă întreb. Habar n-aveți, de exemplu, că populația din Israel pune presiune enormă pe Bibi Netanyahu să intre și să termine odată pentru totdeauna cu această fâșie a Gaza. Asta unul la mână. Evreii ezită să invadeze terestru Gaza, dând vina pe vreme. Într-adevăr, aceasta s-a schimbat, o vreme, să spunem, nefirească pentru zona respectivă în acest moment, dar cu schimbările climatice nu trebuie să ne mai mire nimic. Israelul ezită să invadeze această regiune după ce Statele Unite s-au trezit hodorong tronc să informeze că n-ar fi judicios ocuparea acestei provincii. De fapt, pe ei a întrebat cineva când s-au dus și au ocupat Afganistanul și Irakul după atentatele din 11 septembrie. Nu i-a întrebat nimeni. A fost o idee proastă, le transmiteam noi, dacă vreau să ne asculte, ceea ce s-a și dovedit a fi exact până la urmă. De data asta nu, n-ar fi o idee proastă. Ar fi singura idee valabilă. Israel oricum nu are încotro, indiferent cât va ezita. Pentru că în momentul de față ezită, sunt și amenințările iraniene. Nu putem să spunem în momentul de față, că nu știm cu certitudine dacă Iranul va intra în război sau nu. Sigur că ideal ar fi să nu intre niciodată, pentru că este o forță, într-adevăr, de alt calibru, de exemplu, decât Rusia, care tot așa și-a supraevaluat forțele și s-a făcut de râs într-un război în care n-a reușit să cucerească nimic. Au murit milioane de oameni degeaba acolo. Aici însă lucrurile sunt total diferite. Iranul, dacă s-ar impune în această confruntare, ca să demonstreze cine are mușchii mai tari în regiune, ar atrage inevitabil Statele Unite în război. Am mai spus-o asta, le-o transmit tuturor analiștilor, dacă vor să mă asculte bine, dacă nu, să rămână la prostiile lor. Statele Unite nu intră în război cu nimeni pe această planetă în momentul de față, mai puțin Iran. Republica Islamică Iran este singurul adversar al americanilor. În rest, ei nu au dușmani pe planetă la modul în care să intre în război. Nici măcar Republica Populară Chineză nu reprezintă pentru Statele Unite un adversar la modul în care să intre în război, dar la modul garantat, nu că îți dau ție niște arme și eu mă uit. Nu, să participe la acest război. Deci rețineți ce vă spun, da? Numai dacă Iranul va intra. Acum trebuie să vedem însă care este diferența între un anunț și o realitate. Pentru că putem să împățim cum am pățit-o cu NATO. E, păi n-au căzut decât niște firmituri, erau niște resturi de la masa inamicilor, NATO nu intervine pentru două bucăți de metal. S-ar putea ca și aici, până când războiul să se întețească și până când prezența iraniană, dacă aceasta se va confirma, să fie explicită în teritoriile respective, abia atunci Statele Unite vor riposta. N-au încotro. Nici Israelul n-are încotro. Pentru că dacă va refuza la nesfârșit să invadeze terestru fâșia Gaza, așa cum vor unii, și vorbesc de coridoare umanitare, va demonstra că nu are caracter. Iar asta nu va ajuta deloc în conflictele care vor urma până la sfârșitul lumii în acea zonă. Deci aici e prostia lui Joe Biden, care sigur că este scuzabil având în vedere vârsta pe care o are, da? Și senilitatea discursului lui. El nu locuiește în acea zonă. El este un președinte efemer. Însă acea regiune va rămâne până când va dispărea planeta. Israelul, dacă nu intră și nu convinge, deocamdată n-a convins absolut deloc. Până acum s-a comportat lamentabil. Dacă însă nu convinge în acest război, cine este de fapt și care este forța lui?
încercând să distrugă tot ce se poate distruge, musulman și arab în zona aia, va avea numai de pierdut. Asta este problema. Până acum, da. Era discutabil, se negocia, nu mai este moment de negocieri sau de pace acum. Da? Au venit ăia peste tine, ți-au demonstrat că ei n-au chef de tatonări, ți-au omorât pe propriul teritoriu peste 1400 de oameni, îți vor mai omorâ tot atâția dacă tu nu intri într-un război definitiv. Aici vorbim de lucruri definitive. S-a terminat cu astea, cu lașitățile pe sub masă, păi știi, n-am fost eu, știți, hai să întrebăm, reuniune pentru pace, cum face Blinken ăla. A făcut turul tuturor țărilor arabe, 6 țări arabe a traversat Blinken în 4 zile, încercând să... Nu mai este vreme de negocieri. Și oricum n-ai cu cine să negociezi. Da? Israelienii au înțeles ca populație, ca popor, ca națiune lucrul ăsta. Politicienii lor încă se codesc. Dacă nu vor face atacul, pentru că deja sunt 4 zile de când ni se promite invadarea terestră a fâșiei Gaza. Acest lucru nu s-a întâmplat, aceste bombardamente sunt doar de ochii lumii, nu reprezintă nimic. După cum vedem, Hamasul continuă să tragă rachete asupra Israelului. Puzderia asta de mini-atentate în Europa va continua, pentru că vulnerabilitatea Uniunii Europene este strigătoare la cer. Da, absolut nimeni n-a reușit să facă nimic în acest vast teritoriu împotriva teroriștilor și a potențialilor atacatori. Deci singura soluție este să dai o lovitură de asta de forță teribilă acolo. Sigur că nu vei stârpi terorismul, bineînțeles. Nu vei stârpi aceste mișcări. Dar dacă nu le stârpești acum sau nu încerci să faci acest lucru, toate se vor întoarce împotriva ta și apoi o să vrei să faci lucrul ăsta și nu o să mai poți. Deci, clepsidra timpului s-a întors. De aici înainte, cine nu acționează prin război, are numai de pierdut. La fel și noi, europenii. Atâta timp cât comemorăm cu lumânărele și cu ursuleții de pluș și cu momente de reculegere fiecare atentat dintre ăsta cu cuțitul al unui Mohamed M. în Europa, nu o să avansăm cu nimic. Până nu se iau măsuri, sunt cumva să credeți că ăia nu mai pot de comemorările noastre. Și când aud, vai, de mine au evacuat încă o dată Palatul Versailles, mamă, dar trebuie să fie nasol. Ia stai să ne așezăm noi între noi, teroriștii, la masa negocierilor, să vedem, mă, dar oare e frumos ce facem? Ți impresia că așa funcționează lucrurile? Asta e lumea falsă și mincinoasă în care ne scăldăm noi. Dedesubturile ei însă sunt cu totul și cu totul altceva. Da? Deci este momentul pentru acțiune. Știți cum ziceau pe vremuri președinții celei de-a cincea republici în Franța? Je suis dans l'action, spunea Jacques Chirac, când el nu făcea absolut nimic în afară de faptul că mânca și bea bine la masă cu familia sa. Nu a fost în acțiune niciodată. Sau în orice caz nu așa cum ar fi trebuit. Dar, e bine, a venit momentul acțiunii, fraților. Iar pentru Marcel Ciolacu, ca să mă întorc și eu la Sebi Zachman, la personajul nostru preferat, a venit momentul să se întoarcă în țară și să țină ciocul cât se poate de mic. Dar mic, mic de tot, dacă ține ciocul, ar fi cu atât mai bine, că România n-are nicio personalitate, domnule Ciolacu, exact după chipul și asemănarea dumneavoastră și al unentul de la Cotroceni. Zero personalitate, zero ambiție. Știm cu toții că au avut loc alegeri în Polonia și că după 8 ani au pierdut populiștii. Se întoarce partidul pro-european ăla cu Donald Tusk. Un rahat, sigur, da? Iată dovada clară că nici măcar într-o țară totuși cu o imensă personalitate. Da? Polonezii săraci de la Lech Walesa, care a fost un erou. Vă reamintesc, la sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90, a dat Poloniei, într-adevăr, un buletin de ăsta de identitate pentru totdeauna. Apoi s-au tot scăldat într-o ciorbă dintre asta nu suficient de bine încălzită și au dus-o prost, țăracii. Dar la un moment dat, având personalitate și încercând să îi pună coarne Uniunii Europene, au ieșit prost. Iar ultimii ani au fost deplorabili din punct de vedere politic, cu un partiduleț de ăsta care credea că găsește destui adepți pe care să-i păcălească, sigur, pe fondul
nerealizărilor politicii tradiționale. Am tot dezbătut acest subiect și l-am explicat îndeajuns. Dar evident că s-au fript. Pentru că așa cum am avut dreptate de fiecare dată, avem și acum. Da? Acești marginali, zici populiști, care preiau puterile în diferite țări europene sau mondiale, au în general timpul scurt la dispoziție, pentru că în afară de gargară, ei nu-și însoțesc platformele politice cu nimic. Și se fusă repede promisiunile lor deșarte și, din păcate, trebuie să ne întoarcem iarăși la mincinoșii tradiționali. Este doar o paranteză, să știți. Dacă ne va paște și pe noi la un moment dat, ar fi bine să vadă politica tradițională că nu este buricul pământului, dar decepția va fi cel puțin la înălțimea așteptărilor. În fine, ne întoarcem după pub. Nu e un pub care să ne prindă în cel mai favorabil moment, că aveam încă multe de explicat fetelor, dar asta e situația. Revenim în câteva momente. Uitați-l în imagine pe marele dușman al planetei, Ayatollah Ali Khamenei, iată-l declarând că genocidul Israelului împotriva palestinienilor din Gaza ar trebui să înceteze imediat. Bun, deocamdată suntem la nivelul amenințărilor, era clar că nu putem scăpa de teatrala amenințare iraniană. Știu și iranienii că intrarea în război, în afară de mușchii ăia pe care îi pomeneam mai devreme, surexcitați în regiune, ce au de câștigat iranienii? Vor atrage, evident, mânia și forța portavioanelor americane, care sunt deja în Mediterana. De relații n-au nevoie, că prietenia cu proștii o vor consolida. Cu rușii, cu maghiarii, cu chinezii, da, cu nordcoreenii, cu ăștia vor rămâne prieteni, dacă e necesar. Dar pe ăștia iau prieteni și acum, deci nu e o problemă. Dușmânia însă le va atrage multe pierderi. Iranul este o țară extrem de modest echipată. În afară de puterea sa nucleară și de armament, nu vorbesc din punct de vedere militar. Foarte prost echipată însă în rest. O țară care trăiește într-o mizerie cruntă, chiar dacă are niște bogății incredibile și ar fi putut să fie o țară model. Da, are cele mai frumoase femei din lume. Vă reamintesc, dar acestea sunt desconsiderate până la rolul de maculatură. Deci n-a reușit niciodată, din cauza religiei și a obscurantismului, să treacă într-o altă etapă. Deci este o țară lamentabilă, ridicolă din toate punctele de vedere. Ce le-ar trebui lor un război cu umanitatea? Pentru că europenii sigur sunt lași, de acord. Europenii sunt lenți, sunt moi. Americanii la fel. Dar n-au ce să facă în condițiile în care Iranul intră în acest război și ar bombarda Israelul. Mă rog, mai e mult până acolo. O să vedem dacă antiaeriana și portavioanele respective vor permite Iranului să bombardeze. Eu mă îndoiesc puțin. Dar hai să zicem că vor reuși. Atunci clar că vor stârni, până la urmă nu mai putem să ne așezăm la masa tratativelor, noi ăștia lamentabili, că nu mai avem cu cine. Și atunci va trebui cineva, într-adevăr, să ia taurul de coarne. O situație n-ar avantaja Ayatollah-ul. Pentru că, încă o dată, în spatele acestei extraordinare gargare nu se află absolut nimic. Vedem cazul, și încă o dată le transmit tolomacilor, vedem cazul Rusiei, da, care, dincolo de propagandă, de amenințări, de gargară, și nu vorbesc numai de Putin, toți ăia din jurul lui, n-au demonstrat absolut nimic. Ei sunt într-un impas total, dar din potrivă, acum ucrainienii au prins curaj și se duc și peste ei un pic. Adică asta este chiar culmea. Deci nu numai că nu câștigă nimic, dar au numai de pierdut. Era o gargară ieftină, ei erau cu armamentul pe vremea lui Stalin. Deci n-au reușit să cucerească într-un an și jumătate nici măcar un oraș important în Ucraina. E bine să reamintim asta, că probabil sunt unii care nu înțeleg. Deci un război totalmente inutil. Totalmente inutil. E adevărat că ne așteptam să piardă mai mult relațional. Din cauza caracterului foarte modest al lumii, n-au pierdut. E adevărat. Sunt 11 pachete de sancțiuni, dar nu s-a întâmplat mare lucru.
Adică nu sunt la sapă de lemn așa cum ar fi meritat. Aici, da. Aici au avut de câștigat pe latura asta și au consolidat relațiile în regiune cu amicii pe care îi mai aveau și n-au pierdut foarte mult în restul planetei, tocmai din cauza lipsei de caracter a acesteia. Noi ne-am fi așteptat să se termine definitiv cu ei după asemenea mârșăvie. Dar uite că nu. Europa Occidentală, la maximum o lună, să zicem, vorbim teoretic, utopic, la maximum o lună după ce s-ar încheia războiul, relațiile cu Rusia s-ar normaliza total. Adică europenii și americanii numai asta așteaptă. Să se reia aceeași lentoare, aceleași discuții inutile, aceeași politică de doi bani. Deocamdată nu este posibilă din pricina războiului, deși să cam plictisesc europenii de acest război. După cum vedeți, nu prea mai au răbdare. Așa ar dori să se termine odată, să înceapă reconstrucția pe acolo, să vadă ce mai e de câștigat, sau vorba lui Graur, ce mai e de pârlit. Că sunt încă lucruri de pârlit prin regiune destul. O judecătoare i-a pus botniță juridică lui Donald Trump, Tania Chatkin, judecător federal, a emis luni o restricție, gag order, împotriva lui Donald Trump. Acesta n-are voie să spună orice. Păi, evident că nu. Și când era președintele Statelor Unite, Donald Trump nu putea să spună orice. Dar cine poate să spună chiar orice? Siguranță că nu, dar nici nu ne miră. Mai interesant ar fi fost dacă cineva venea și spunea, dole, oamenii pot să spună orice. Chiar și Donald Trump poate să spună orice. O, mai e mult, doamnă, până să ajungem, nu trebuia să ne atrageți dumneavoastră atenția. Da? Sigur că nu putem să spunem orice. Suntem într-o lume în care încă nu ne-am câștigat dreptul ăsta. Dar nu numai că nu putem spune orice, că asta nici n-ar fi mare lucru. Vedem că de la vorbe și până la fapte, de cele mai multe ori în viață, e un drum extrem de anevoios. Nu numai că nu putem spune orice, dar cu siguranță nici nu putem face orice. Ceea ce e mult mai grav. Mult, mult mai grav. Asta cu vorbele, doar așa, creăm niște invidii, încă o dată, în fruntea unor comitete și comiții, îi deranjăm un pic pe aia. Da? Altfel spus, le băgăm niște bani în traistă că îi ajutăm să-și facă meseria, sancționându-ne. Dar astea sunt vorbe. Ei nu sancționează fapte. Asta e problema. Uitați-vă și în UE în momentul de față. Această chirielă de atentate care vine de peste tot este sancționată cum? Verbal. Să fim uniți. Aia băgau cuțit un profesor prin nordul Franței și mesajul era de unitate. Ați impresia că asta interesează pe teroriști? Că noi suntem uniți sau că suntem dezuniți după un atentat? Sau că ținem momente de reculegere pe stadioane? Este absolut aiurea. Da, acțiune, tată, să te duci peste ei, să desparți familii, să trimiți, da, să faci o purificare de genul ăsta, nu etnică, sigur nu ăsta e termenul, dar o purificare logică a societății. Adică să vezi care sunt marginalii, să vezi care sunt fără căpătâi, să vezi care sunt expulzabilii. Da, în sensul ăsta, da? Adică să-ți iei niște măsuri că sigur, nu poate oricine să facă orice. Toți Mohamed M. ăștia care n-au serviciu, da? Care sunt fișați, care au fost toți la pușcărie. Da? Sigur că la aceste țări nu există justiție și pentru orice găinărie dintre asta nici măcar nu intri după gratii, sub pretextul că sunt pline pușcăriile și că nu mai are unde să te trimită și ei continuă să fac. Da? Sigur că tu ținându-i pe teritoriul tău din slăbiciune, și din populism ajunge în situațiile astea. Cine este vinovat? Noi că spunem asta la televizor sau tu că nu acționezi niciodată? Tu ești de vină. Tu că nu acționezi niciodată și nicio putere politică în nicio țară europeană, iată nici măcar prostănaca asta de Giorgia Meloni. N-a făcut nimic, bă. Ei pe toți la rând, tată. Pe toți ăștia pe care îi cheamă Mohamed M. în Europa Occidentală și te uiți pe fișele lor. Ce au făcut, vorba la noi, la Revoluție? Ce au făcut în ultimii 5 ani? Și o să vezi ce au făcut în ultimii 5 ani. Francezii, care sunt mai tântălăi decât toți, au aceste liste. Să știți, au scos acum de la naftalină în mai puțin de 10 minute.
după ultimele atentate, o listă cu 193 de expulzabili. Toți erau Mohamedem. Toți 193. Pa bon sign. Toți expulzabili, nu fusese expulzat niciunul. Sigur că justiția, așa este, într-o țară ultra-democratică, aduce de servicii națiunii. Da? N-ai voie. Ei au avocați, ei să duc drepturile omului, da, trebuie să le creez condiții, sunt de nu știu câți ani acolo, au copii, au familie, au... ei sunt teroriști. Da? Sunt fișați, există în toate segmentele respective, absolut toate centrele astea de detenție cunosc acest lucru, poliția, jandarmeria, toți cum nu se poate face nimic din cauza birocrației. Este vina clasei politice, pentru că ea trebuie să umble la mlaștina asta. Da? La desțelenirea, cum se folosea termenul ăsta pe vremuri la noi, a acestei mlaștini. Nu putem să comemorăm că la un moment dat idioților o să ni se termine și ursuleții de pluș pe care îi punem lângă lumânări. Cât Mohamed M. trebuie expulzați din Europa. Suedia, poate că lumea habar n-are, este cea mai gangrenată țară din Europa, de exemplu, de traficul de droguri și de ganguri. Este practic, a devenit incontrolabilă. Da? Cine chiar vrea să sape un pic, e suficient un pic să vă documentați și o să vedeți ce a ajuns Suedia. Este o țară fără niciun fel de județ. Nu mai este practic guvernabilă. Deci toate marile orașe suedeze sunt conduse de aceste ganguri. Este ceva terifiant. Da? Tot din politica asta lamentabilă a Uniunii Europene și a țărilor așa zise democratice, care au crezut că mizeria lumii încape la noi supreș. Încape pentru eternitate. Ei bine, nu, tată. Sau poate da, dacă eternitatea se termină săptămâna viitoare. Atunci încăpea. Dar este chiar plin preșul ăla. Deci nicio țară, niciodată, și măsor cuvintele, știu ce spun, nicio țară niciodată n-a arătat mai rău decât arată Suedia astăzi. Este ceva absolut înfricoșător ce s-a întâmplat acolo. S-a pierdut definitiv bătălia. Ăștia dictează tot. Poliția stă în genunchi în fața gangurilor în Suedia. Deci este gata. Nici măcar în Ecuador, bă. Aia acum e cea mai periculoasă țară din America de Sud, pentru că a fost invadată de brazilieni, columbieni și peruani. Ea nu mai aveau, mai puteau la ei să facă toate mârlănile, să desfacă toate prostele și au invadat Ecuadorul. Sunt gata ăia. Am povestit zilele trecute că vin alegerea acolo. E bine, cam așa arată Suedia. Este ceva totalmente pierdut. Nu văd cum mai pot să iasă din situația asta. Deci ăia dictează narcotraficanții toată politica. De sus până jos ei comandă totul. Da? Bun, deci asta este cu botnița președintelui Donald Trump. Un alt președinte, Mahmoud Abbas, președintele autorității palestiniene, un limbric, așa, spune că acțiunile Hamas nu îi reprezintă pe palestinieni. Sigur că da. Am văzut ce s-a întâmplat în toată Europa. Păi bă, prostule, nu numai că îi reprezintă pe toți palestinienii, că nu-i obliga nimeni, bă, pe palestinieni să rămână acolo dacă... Ce om sănătos la cap stătea în zona aia dacă el era anti-Hamas? Explicați-mi și mie, când e plină planeta de palestinieni. Da? Păi ăștia, de exemplu, toți jucătorii de fotbal din Liga, sunt mai mulți musulmani decât europeni, toți au likat și au clicat pe, da, și și-au dat acordul pe rețelele de socializare cum au văzut că Hamas a atacat Israelul. Da? În ce sens nu îi reprezintă? Adică este vreun palestinian pe lumea asta care să spună nu, eu sunt de acord, are dreptate Israelul. Ai noștri sunt niște derbedei. Ați auzit vreunul din ăsta? Cum adică nu îi reprezintă? Păi cum? Ei vor moarte statului Israel până în ultima secundă și, în general, creștinității în ansamblu ei. Cum adică nu reprezintă? Ce declarații sunt? Cine mai crede în așa ceva? Adică uitați-vă cum arată peisajul acolo și tu vii să spui tâmpenia asta. Măcar ai caracter, bă, Mahmud. Și tu ești tot un M din ăsta.
Măcar ai caracter și spune, tata, asta a fost singurul vis al nostru. Că s-a realizat sau nu, eu asta mi-am dorit, să distrugem această țară. Definitiv, de când a fost creată ea, în 1948, singurul vis al palestinilor a fi să-i executăm, să-i trăierăm definitiv. Tu vii să-mi spui că nu e poporul palestinian, de parcă te ascultă ceva. În Israel vine cineva să creadă în asemenea aberații. Când tu vai face orice posibil numai să-i distrugi pe aia. Și sigur, reciproca este valabilă. Hai să-l vedem un pic și pe... Dacă nu ne-a fugit, uite-l, bă! Știți că, vă spuneam la un moment dat, tot eu am avut dreptate aici, că n-a sesizat-o nimeni. Cravata portocalie la nenea ăla din stânga, Orban Victor, aflat la Beijing, cu Xi Jinping și cu soția lui, iată-l, omul din stânga este cu cravata portocalie, cravata lui norocoasă. Oriunde se deplasează Victor Orban ăsta, dacă n-are cravata portocalie la el, înseamnă că este o vizită de mâna a doua. O vizită care nu îl interesează foarte mult. El mai posedă încă vreo două nuanțe de cravată, dar asta portocalie trei are cu totul. Asta portocalie este singura care îi dă, într-adevăr, o identitate absolută. Este singurul lider european care poartă o cravată portocalie. Am studiat cu atenție acest lucru. Ăștia la toți, în general, se învârt între nuanțe de roșu și de albastru. Victor Orban poartă această cravată portocalie nespecifică țării lui. El trebuia să aibă o cravată verde, evident. Da, în orice caz, se pare că îi poartă noroc. El a devenit un amic și chiar un prieten al Chinei. Arată mai bine așa. Să nu le mai vedem capetele, că mare lucru oricum nu e de ei. Un partener, posibil partener, nu cred în pălăvrăgeala asta, nu cred că are nevoie China de Ungaria în vreun fel. Dar pentru că era și Vladimir Putin acolo, care s-a declarat satisfăcut de relația pe care are cu Ungaria, trebuie să recunoaștem, dincolo de încăpățânare și de infantilitatea premierului maghiar, care este evident un nemernic de clasă mondială, trebuie să recunoaștem totuși un lucru pozitiv aici. Și anume faptul că este totuși singurul lider european. Ama, slovacii, sigur că a venit și la ei unul de ăsta, de-abia au avut loc alegeri, să schimbă treaba poate și acolo, s-ar putea ca Slovacia să devină și ea oaia neagră europeană. Dar până atunci, oricum, gata, nu avem astfel de semnale că nu s-a creat încă o majoritate acolo. Victor Orban rămâne singurul lider european care a făcut fix ce l-a tăiat pe el capul, ceea ce nu este a priori interzis. Adică noi nu trebuie să ne ducem neapărat toți în aceeași direcție, că asta nu valorizează Uniunea Europeană. Sigur că nu ne ajută un derbedeu dintre ăsta care se duce, da, de zici că e de la aur, de la noi. Sigur că nu ne ajută. Dar ce nu înțeleg europenii este că diversitatea de idei poate să salveze Uniunea Europeană, nu mers înainte în aceeași direcție. Ei caută întotdeauna un consens absolut, ceea ce este o mare eroare, pentru că ai cea mai mare cultură din istorie adunată la un loc. Uniunea Europeană este cea mai mare construcție din toate timpurile pe care a realizat-o istoria. Da? Niciodată n-a existat ceva mai impecabil, mai frumos, mai de speranță și mai de viitor. Dar faptul că toată lumea trebuie să meargă într-un singur sens este o imensă pierdere. Pentru că atâta creativitate la un loc n-a existat niciodată pe mapa mond. Da? Faptul că există un individ care funcționează invers n-ar fi neapărat o problemă. Din păcate, ăsta a luat o razna. Pentru că, încă o dată, el totuși, sigur că omul nu gândește, nu este un om rațional, e clar că e dus cu pluta, da? Dar să te opui, într-adevăr, unei asemenea unități, da? Uluitoare, adică Ungaria lui Janos Kadar, dacă i-ar fi spus cineva unui ungur în 1984, bă, veți ajunge în Uniunea Europeană. O să fiți împreună cu toate țările europene, o să fie un conglomerat de ăsta, o să puteți la un moment dat să aspirați la aceeași monedă, nu o să mai fie frontiere, o să puteți să vă duceți în Austria și în Germania cât vreți voi. Li s-ar fi părut ceva de neimaginat.
Da, să dai cu piciorul la așa ceva doar pentru că ești un încăpățânat de ăsta care ai luat-o complet pe arătură, este remarcabil pe undeva. Da? Păcat este că acest om nu s-a dus într-o direcție care, că nu este o singură direcție, sunt un infinit de direcții favorabile. El însă n-a apucat-o niciuna dintre ele. Ca să le mai deschidă ochii ăstora din UE, care într-adevăr se duc ca bui, special Franța și Germania sunt vinovate aici, că au distrus identitatea Uniunii Europene. Încă o dată, niște țări senzaționale. Puteau să creeze o diversitate care să domine lumea la modul creativ, vreau să spun. La modul inventiv pentru eternitate. Ei au nevoie de un consens de ăsta de doi bani și ne lovim de niște atitudini de astea execrabile. Vezi cazul NATO, Schengen și toate politicile astea cu cerealele, cu, da, cu imigranții. Îngrozitor. În loc să aibă personalitate. Ia imaginați-vă noi, de exemplu. N-am fost niciodată altceva decât o oaie în plus. În lungul șir de oi care se duceau spre prăpastie. Măcar ăștia, ăsta e singurul punct pozitiv a acestui individ, el măcar a spus nu. Din păcate, însă, nu ne-a folosit la nimic acest lucru. Putea să fie un nu favorabil. A fost însă un nu de respingere totală a ceea ce îi oferise Europa. El n-a găsit așadar în toată Uniunea Europeană niciun interes, acest Orban, și s-a dus către Rusia, care este un cal mort, mizerabil și mort, și către China, care este o soluție, într-adevăr, de avarie totală. Adică tu ai toate țările astea, da? Toată moștenirea asta fenomenală europeană și tu te duci să te ploconești la un amărât ăsta de chinez. Și este îngrozitor. Îngrozitor. Dar dovadă că spun foarte bine ce spun este faptul că europenii în micimea lor nici n-au reușit măcar să-l îndepărteze pe ăsta. Adică să-i spună, nene, poți să faci ce vrei tu, dar ieși dracului din Uniunea asta și du-te spre Mongolia și spre China, unde ți-e rostul. Stai acolo, urcă-te pe un cal și călărește cu ea către pustii. Dar pe noi lasă-ne. Nici măcar atât n-au făcut. Și lasă pe ăsta, într-adevăr, să paraziteze în continuare o uniune care n-a fost creată pentru tolomaci ca el. Da? Ca lucrurile să fie foarte bine spuse. Ok. Iarăși, fetelor, cu finalul. Dar astăzi ce e? Marți. Mai avem, tu ăsta e avantajul nostru. Mai sunt câteva zile în care putem să ragem, să trâncănim, că după aia o să vină sfârșitul implacabil pentru toți. Mulțumim, fraților, pe data viitoare!